Prevetingul și vetingul nu este a Parlamentului. Este inițiativa exclusivă a Maiei Sandu. Tot eșecul acestei inițiative este exclusivă a Maiei Sandu. Olesia Stamati și Litvinenko au fost pe post de instrumente, de idioți utili utilizați pentru promovarea acestei reforme. Dar în continuare, efectele adverse și eșecul sunt ale Maiei Sandu. Asta să fie clar, fiindcă vă mai amintesc, în momentul în care a fost promovată strategia cu privire la reforma justiției, guvernul Chicu, împreună cu BCSU, atunci nu, atunci era Partidul Socialiștii. Noi am transmis către președinție, această strategie a fost întoarsă la reexaminare către Parlament, exclusiv pentru a se introduce elementul ăsta de vetting. Și după ce s-a introdus elementul de vetting, PASU deja a votat această strategie. Deci să știe toată lumea. PASU nu are treabă atât de mare cu, cu acest eșec a reformei, ce anume Maia Sandu, care astăzi tace și nu înțeleg de ce tace. Ea, oricum, ce? Trebuie să poarte responsabilitatea. De ce? Alegerile prezidențiale și nu vrea să asocieze cu acest scandal. Oricum va fi obligat în condițiile în care se apropie alegerile să aibă poziții cu la subiectul ăsta.